Hello, sunt Georgiana de la Flor Sauvage și împreună cu colega mea Alexa ne-am propus să aducem în atenția voastră câteva instrumente folositoare, mai ales pentru viitoarele mirese. Astăzi vorbim despre mood board. Ce este un mood board, la ce ne ajută el și cum se folosește, cum se creează unul. Hai să vorbim un pic despre ce este un mood board. Așa cum îi spune și numele, este o reprezentare a stării pe care acel proiect, acea nuntă, acel eveniment, o promite. Mai exact, poate fi o colecție de imagini, de tonuri, de culori, de nuanțe, bucăți de materiale, texturi, care, luate la oaltă, arată bine, formează un întreg unitar și coeziv, o poveste. Îl numim colaj, care reprezintă viziunea voastră asupra nunții. Este foarte reprezentativ pentru voi. Atunci când, de exemplu, îl oferiți celorlalți furnizori cu care lucrați, ei vor forma din prima o imagine asupra evenimentului vostru și asta este minunat, nu? Acum, cu ce te ajută concret un mood board? Pe lângă avantajul pe care l-am spus mai devreme, referitor la relația cu furnizorii, te va ajuta pe tine în procesul de organizare a nunții. Mai exact, îți va oferi claritate asupra stilului abordat, asupra stilului, asupra atmosferei și asupra paletei de culori pe care o să o folosești. Atunci când creăm un mood board, pornim de la general și mergem către particular. Adică, vom porni cu etapa numită stil și vibe, în care trasăm linia reprezentativă pentru evenimentul nostru. Mergem puțin către detalii în etapa de cuvinte magice și ulterior transformăm totul în vizual, în imagini și culori, în ultima etapă, cum spuneam, imagini și culori. Întrebarea. Ce stil alegi pentru nuntă? Este foarte importantă. Și hai să o scriem. Hai să o scriem și să ne gândim serios la ea. Ce stil alegi pentru nuntă? Poate fi unul dintre cele enumerate de noi aici, romantic, vintage, rustic, garden party, bohemian, minimalist, glamorous. Sau poate că nu este neapărat unul dintre ele, tu gândește-te, poate fi o combinație între două stiluri apropiate, cum ar fi romantic și vintage sau romantic și glamorous sau rustic și vintage, de exemplu. Sorry, nu rustic și vintage, nu. Vreau să spun rustic și garden party. Stilurile, așa cum spuneam, trebuie să fie apropiate. Altfel, unind stiluri care sunt total opuse, nu prea ajungem la acea poveste, la acea coeziune. Doar dacă fix asta este reprezentativ pentru voi. Poate stilul vostru este unul al contrastelor. Atunci, da. Haideți să mergem mai departe și după ce alegem stilul de nuntă, ne gândim la ce atmosferă vă doriți la nuntă. Poate suna un pic clișeic. Ok, atmosferă la nuntă, nu știu, o atmosferă frumoasă. Dar hai să detaliem un pic. Pentru că secretul unui mood board folositor este să nu alegi doar acel look, stil și să te oprești acolo. Pentru că poate că nu este tocmai relevant pentru tine. De fapt, totul este despre mood, despre acel vibe care pe voi vă reprezintă, pe voi ca și miri, și îi va face pe invitați să se simtă ca și cum ar fi între prieteni, să simtă bucuria alături de voi. Trebuie să fie o atmosferă care și pe voi vă reprezintă. Vă reprezintă povestea. Da? Poate să fie o atmosferă relaxantă, o atmosferă de seară de bal, o atmosferă de petrecere intimă, de nonconformism sau o atmosferă încărcată cu tradiții, cu frumusețea tradițiilor locale. Așa cum spuneam, atmosfera trebuie să fie ceva ce vă chiar vă face plăcere și la care ați merge și voi dacă ați fi invitați, ați merge cu mare drag. Bun, toate astea, bineînțeles, se discută împreună cu partenerul, gândiți-vă și stabiliți împreună stilul și atmosfera pe care vă doriți la nuntă. Mai departe, mergem către detalii și anume cuvintele magice. Sunt acele cuvinte care îți vin în minte atunci când te gândești
la stilul și atmosfera nunții sunt super importante pentru că ne ajută să ne apropiem mai mult de concret. Așa că dacă ai ceva de scris pe lângă tine, dacă ai apucat deja să scrii despre stil și despre atmosferă, despre vibe, mergi mai departe cu cuvintele cheie și spune, scrie tot ce îți vine în minte, pornind de la stil și atmosferă. Exemple de cuvinte magice, cuvinte cheie. Aici sunt aleatorii și nu au legătură unul cu celălalt. Aer liber, picnic, prieten, luminițe, copaci, munte, poze dragi, vase frumoase, amintiri din călătorii, exemple de călătorii, poate India, poate Grecia, clădiri vechi, soare, flori colorate, conectarea cu natura, grădinărit. Toate acestea pot reprezenta cuvinte cheie. Acum, haideți să luăm un exemplu ca să înțelegem exact parcursul pe care trebuie să-l facem. Deci, în primul rând, ne stabilim stilul. Să zicem, direcția pe care o alegem noi este aceea unei garden party, unei petreceri în aer liber, o nuntă în aer liber. Bun, acesta este stilul. Atmosfera. Ne dorim? Ce fel de atmosferă ne dorim? Ne dorim o atmosferă relaxată, de seară, între oameni dragi și iubiți, în aer liber. O atmosferă veselă. Cred că aici e bine să închidem ochii și să visăm cu ochii deschiși la cum va arăta ziua respectivă. Cred că așa vom reuși cel mai bine să extragem acele cuvinte potrivite. Nu? De exemplu, să ne imaginăm seara, că va fi o seară frumoasă, în mijlocul naturii, alături de prieteni, ne bucurăm de luminițe, de naturalețe, e o atmosferă intimă în același timp. Bun, deci observăm cum descrierea vibe-ului, acest exercițiu, ne duce mai aproape de ceea ce ne dorim. Ce ne mai dorim în acest peisaj? Ce ne mai dori să vedem în acest peisaj frumos? Hai să continuăm acest exercițiu și să scriem cuvintele magice, așa cum ne vin în minte. Luminițe, verde, copaci, lucruri personalizate, o grădină de vară, flori colorate, naturalețe, simplitate. Acestea ar fi cuvintele cheie care mie mi-au venit în minte, pornind de la stilul și atmosfera de mai sus. Avem deja destule date care descriu proiectul nostru, corect? Acum urmează să le transpunem vizual, prin imagini și culori. Întrebarea este cum alegem imaginile pentru moodboard. Ei bine, îți recomandăm o variantă simplă și la îndemâna oricui, bineînțeles, Pinterest-ul. Intri pe Pinterest și îți formezi un board nou, pe care îl vei denumi chiar moodboard sau moodboard de nuntă, cum vrei tu. Acolo ar fi ideal să-ți selectezi aproximativ 20 de imagini, în jur de 20-25 de imagini, sugestive pentru stilul nunții tale. Cum le găsești? Ei bine, vei introduce în căutări fix aceste cuvinte cheie, fix descrierea stilului, descrierea atmosferei, cum am spus mai devreme, flori colorate sau nuntă în aer liber sau garden party. De obicei, în engleză ne apar mai multe rezultate pe Pinterest și vei găsi acolo suficiente imagini care mai de care mai frumoase. Tu le alegi pe cele care îți plac ție cel mai mult, dar încearcă să te limitezi la 20, aproximativ 20 de imagini. Hai că am făcut și un mood board. Pentru exemplul nostru se numește moodboard nuntă și are aproximativ 20 de pinuri. După cum le vedeți, eu am căutat doar garden party, nuntă în aer liber, luminițe, decoruri pentru nuntă în aer liber, flori colorate, nuntă în aer liber, toate la oaltă. Și mi-au apărut pinuri care mi s-au părut mie sugestive, le-am adunat în acest board. Mai departe, o să facem colajul online. Pentru a face colajul, o să vă deschideți o pagină de net în care tastați canva.com.
Acolo veți găsi o secțiune de colaje. Fie scrieți sus în bara de căutare, fie o găsiți în recomandări și după cum vedeți, o să vă apară o mulțime de colaje, exemple de template-uri pentru colaje. Care mai de care mai frumoase. Vă alegeți una dintre ele și eu am ales-o pe aceasta. Am ales-o pentru că are și imagini, pot insera și imagini, dar are și acele cerculețe care mă ajută să mi-așez culorile. Bun, mai departe. Am inserat din tot bordul de pe Pinterest, am ales 7 imagini pe care le-am inserat în acest colaj. Le-am ales pe cele care mi s-au părut mie cel mai potrivite. Trebuie să faceți această delimitare și din tot ce ați strâns să vă alegeți esențialul în colaj. Eu am ales florile, luminițe, avem și o poză în care se vede rochia de mireasă. Deci, după cum vedeți, am pornit de la general și am ajuns la particular, adică acest colaj reprezintă destul de bine atmosfera și stilul pe care eu mi-l doream. Florile, rochia de mireasă. Dacă privim acest colaj, ce putem să gândim despre el? Că este o nuntă la care atmosfera este una de petrecere intimă, între prieteni, relaxantă și relaxată. Florile sunt colorate, de vară. Rochia fetei, așa cum spuneam, este și ea potrivită pentru că este una vaporoasă, feminină, simplă în același timp. Deci totul face parte din aceeași poveste. Bun. Acesta este colajul făcut de noi. Cum vi s-a părut? A fost greu? Ca să vă ajut un pic, mai departe o să vedeți concret cum am realizat colajul. Este destul de ușor de folosit această platformă, canva.com, dar am zis să vă arăt și aceste detalii. Deci atunci când vă selectați pozele, le încărcați în secțiunea, în tabul de încărcări. Apoi, pentru a umple acele bulinuțe cu culoare, selectați una, după care va apărea meniul de culori. Selectați fie o culoare din cele care se văd la atunci când dați click pe culoare, fie dați click pe vezi tot și acolo vă vor apărea toate nuanțele din fotografia respectivă. Le aveți pe fiecare, deci fiecare fotografie cu toate nuanțele existente. Asta este un lucru minunat pentru că sunt nuanțe pe care noi le trecem cu vederea, dar care într-o paletă cromatică pot face diferența. Hello, sunt Georgiana de la Flor Sauvage și împreună cu colega mea Alexa ne-am propus să aducem în atenția voastră câteva instrumente folositoare, mai ales pentru viitoarele mirese. Astăzi vorbim despre moodboard, ce este un moodboard, la ce ne ajută el și cum se folosește, cum se creează unul. Hai să vorbim un pic despre ce este un moodboard. Așa cum îi spune și numele, este o reprezentare a stării pe care acel proiect, acea nuntă, acel eveniment o promite. Mai exact, poate fi o colecție de imagini, de tonuri de culori, de nuanțe, bucăți de materiale, texturi, care, luate la oaltă, arată bine, formează un întreg, unitar și coeziv, o poveste. Îl numim colaj, care reprezintă viziunea voastră asupra nunții, este foarte reprezentativ pentru voi. Atunci când, de exemplu, îl oferiți celorlalți furnizori cu care lucrați, ei vor forma din prima o imagine asupra evenimentului vostru și asta este minunat, nu? Acum, cu ce te ajută concret un moodboard? Pe lângă avantajul pe care l-am spus mai devreme, referitor la relația cu furnizorii, te va ajuta pe tine în procesul de organizare a nunții.
Mai exact, îți va oferi claritate asupra stilului abordat, asupra stilului, asupra atmosferei și asupra paletei de culori pe care o să o folosești. Atunci când creăm un mood board, pornim de la general și mergem către particular. Adică, vom porni cu etapa numită stil și vibe, în care trasăm linia reprezentativă pentru evenimentul nostru. Mergem puțin către detalii în etapa de cuvinte magice și ulterior transformăm totul în vizual, în imagini și culori, în ultima etapă, cum spuneam, imagini și culori. Întrebarea. Ce stil alegi pentru nuntă? Este foarte importantă. Și hai să o scriem. Hai să o scriem și să ne gândim serios la ea. Ce stil alegi pentru nuntă? Poate fi unul dintre cele enumerate de noi aici, romantic, vintage, rustic, garden party, bohemian, minimalist, glamorous. Sau poate că nu este neapărat unul dintre ele. Tu gândește-te. Poate fi o combinație între două stiluri apropiate, cum ar fi romantic și vintage sau romantic și glamorous sau rustic și vintage, de exemplu. Sorry, nu rustic și vintage, nu. Vreau să spun rustic și garden party. Stilurile, așa cum spuneam, trebuie să fie apropiate. Altfel, unind stiluri care sunt total opuse, nu prea ajungem la acea poveste, la acea coeziune. Doar dacă fix asta este reprezentativ pentru voi. Poate stilul vostru este unul al contrastelor. Atunci, da. Haideți să mergem mai departe și după ce alegem stilul de nuntă, ne gândim la ce atmosferă vă doriți la nuntă. Poate suna un pic clișeic. Ok, atmosferă la nuntă, nu știu, o atmosferă frumoasă. Dar hai să detaliem un pic. Pentru că secretul unui mood board folositor este să nu alegi doar acel look, stil și să te oprești acolo. Pentru că poate că nu este tocmai relevant pentru tine. De fapt, totul este despre mood, despre acel vibe care pe voi vă reprezintă, pe voi ca și miri, și îi va face pe invitați să se simtă ca și cum ar fi între prieteni, să simtă bucuria alături de voi. Trebuie să fie o atmosferă care și pe voi vă reprezintă. Vă reprezintă povestea. Da? Poate să fie o atmosferă relaxantă, o atmosferă de seară de bal, o atmosferă de petrecere intimă, de non-conformism sau o atmosferă încărcată cu tradiții, cu frumusețea tradițiilor locale. Așa cum spuneam, atmosfera trebuie să fie ceva ce vă chiar vă face plăcere și la care ați merge și voi dacă ați fi invitați, ați merge cu mare drag. Bun, toate astea, bineînțeles, se discută împreună cu partenerul, gândiți-vă și stabiliți împreună stilul și atmosfera pe care vă doriți la nuntă. Mai departe, mergem către detalii și anume cuvintele magice. Sunt acele cuvinte care îți vin în minte atunci când te gândești la stilul și atmosfera nunții. Sunt super importante pentru că ne ajută să ne apropiem mai mult de concret. Așa că dacă ai ceva de scris pe lângă tine, dacă ai apucat deja să-ți scrii despre stil și despre atmosferă, despre vibe, mergi mai departe cu cuvintele cheie și spune, scrie tot ce-ți vine în minte, pornind de la stil și atmosferă. Exemple de cuvinte magice, cuvinte cheie. Aici sunt aleatorii și nu au legătură unul cu celălalt. Aer liber, picnic, prieteni, luminițe, copaci, munte, poze dragi, vase frumoase, amintiri din călătorii, exemple de călătorii, poate India, poate Grecia, clădiri vechi, soare, flori colorate, conectarea cu natura, grădinărit. Toate acestea pot reprezenta cuvinte cheie. Acum, haideți să luăm un exemplu ca să înțelegem exact parcursul pe care trebuie să-l facem. Deci, în primul rând, ne stabilim stilul. Să zicem, direcția pe care o alegem noi este aceea unei garden party, unei petreceri în aer liber. O nuntă în aer liber. Bun. Acesta este stilul. Atmosfera. Ne dorim? Ce fel de atmosferă ne dorim?
Ne dorim o atmosferă relaxată, de seară, între oameni dragi și iubiți, în aer liber. O atmosferă veselă. Cred că aici e bine să închidem ochii și să visăm cu ochii deschiși la cum va arăta ziua respectivă. Cred că așa vom reuși cel mai bine să extragem acele cuvinte potrivite. Nu? De exemplu, să ne imaginăm seara, că va fi o seară frumoasă, în mijlocul naturii, alături de prieteni, ne bucurăm de luminițe, de naturalețe, e o atmosferă intimă în același timp. Bun, deci observăm cum descrierea vibe-ului, acest exercițiu, ne duce mai aproape de ceea ce ne dorim. Ce ne mai dorim în acest peisaj? Ce ne mai dorim să vedem în acest peisaj frumos? Hai să continuăm acest exercițiu și să scriem cuvintele magice, așa cum ne vin în minte. Luminițe, verde, copaci, lucruri personalizate, o grădină de vară, flori colorate, naturalețe, simplitate. Acestea ar fi cuvintele cheie care mie mi-au venit în minte, pornind de la stilul și atmosfera de mai sus. Avem deja destule date care descriu proiectul nostru, corect? Acum urmează să le transpunem vizual, prin imagini și culori. Întrebarea este cum alegem imaginile pentru mood board? Ei bine, îți recomandăm o variantă simplă și la îndemâna oricui, bineînțeles, Pinterest-ul. Intri pe Pinterest și îți formezi un board nou, pe care îl vei denumi chiar mood board sau mood board de nuntă, cum vrei tu. Acolo ar fi ideal să-ți selectezi aproximativ 20 de imagini, în jur de 20-25 de imagini, sugestive pentru stilul nunții tale. Cum le găsești? Ei bine, vei introduce în căutări fix aceste cuvinte cheie, fix descrierea stilului, descrierea atmosferei, cum am spus mai devreme, flori colorate sau nuntă în aer liber sau garden party. De obicei, în engleză ne apar mai multe rezultate pe Pinterest și vei găsi acolo suficiente imagini, care mai de care mai frumoase. Tu le alegi pe cele care îți plac ție cel mai mult, dar încearcă să te limitezi la 20, aproximativ 20 de imagini. Hai că am făcut și un mood board pentru exemplul nostru, se numește mood board nuntă și are aproximativ 20 de pinuri. După cum le vedeți, eu am căutat doar garden party, nuntă în aer liber, luminițe, decorul pentru nuntă în aer liber, flori colorate, nuntă în aer liber, toate la oaltă. Și mi-au apărut pinuri care mi s-au părut mie sugestive, le-am adunat în acest board. Mai departe, o să facem colajul online. Pentru a face colajul, o să vă deschideți o pagină de net în care tastați canva.com. Acolo veți găsi o secțiune de colaje. Fie scrieți sus în bara de căutare, fie o găsiți în recomandări și, după cum vedeți, o să vă apară o mulțime de colaje, exemple de template-uri pentru colaje. Care mai de care mai frumoase. Vă alegeți una dintre ele și eu am ales-o pe aceasta. Am ales-o pentru că are și imagini, pot insera și imagini, dar are și acele cerculețe care mă ajută să mi-așez culorile. Bun, mai departe. Am inserat din tot bordul de pe Pinterest, am ales 7 imagini pe care le-am inserat în acest colaj. Le-am ales pe cele care mi s-au părut mie cel mai potrivite. Trebuie să faceți această delimitare și din tot ce ați strâns să vă alegeți esențialul în colaj. Eu am ales florile, luminițe, avem și o poză în care se vede rochia de mireasă. Deci, după cum vedeți, am pornit de la general. Și am ajuns la particular, adică acest colaj
Reprezintă destul de bine atmosfera și stilul pe care eu mi-l doream. Florile, rochea de mireasă. Dacă privim acest colaj, ce putem să gândim despre el? Că este o nuntă la care atmosfera este una de petrecere intimă, între prieteni, relaxantă și relaxată. Florile sunt colorate, de vară. Rochea fetei, așa cum spuneam, este și ea potrivită pentru că este una vaporoasă, feminină, simplă în același timp. Deci totul face parte din aceeași poveste. Bun. Acesta este colajul făcut de noi. Cum vi s-a părut? A fost greu? Ca să vă ajut un pic, mai departe o să vedeți concret cum am realizat colajul. Este destul de ușor de folosit această platformă, canva.com, dar am zis să vă arăt și aceste detalii. Deci atunci când vă selectați pozele, le încărcați în secțiunea, în tabul de încărcări. Apoi, pentru a umple acele bulinuțe cu culoare, selectați una, după care va apărea meniul de culori. Selectați fie o culoare din cele care se văd la atunci când dați click pe culoare, fie dați click pe vezi tot și acolo vă vor apărea toate nuanțele din fotografia respectivă. Le aveți pe fiecare, deci fiecare fotografie cu toate nuanțele existente. Asta este un lucru minunat pentru că sunt nuanțe pe care noi le trecem cu vederea, dar care într-o paletă cromatică pot face diferența. Pozele pur și simplu le luați din încărcări cu drag and drop și le poziționați unde vreți voi un colaj. Deci așa am realizat acest colaj online, care mă va ajuta foarte mult pentru a-mi descrie atmosfera și stilul nunții. Deci va fi reprezentativ și îl pot trimite oricărui furnizor, fie el de fotografii, de video sau orice alt furnizor și va vedea exact despre ce va fi vorba în evenimentul meu. Nu uitați că puteți să vă faceți și moodboard fizic, adică pe un tablou sau pe un bord din acela din plută, puteți să aplicați imagini scoase la imprimantă, diverse țesături, texturi, hârtie colorată, astfel încât să vedeți cromatica, tot felul de materiale. Și în felul ăsta vedeți dacă ele merg bine împreună. E o activitate foarte plăcută și relaxantă, așa că merită să faceți chiar dacă o faceți unul online. Eu am găsit aici un moodboard fizic pe brides.com și mi s-a părut foarte interesant, adică după cum vedeți sunt imagini printate, dar și diverse alte elemente, ce-i zice că n-au legătură între ele, dar la oaltă dau foarte bine. Adică observați și voi stilul rochei cu acele volănașe care ne duc cu gândul la stilul victorian și cât de bine funcționează asocierea modelului de roche cu scrisul, cu auriul. Par din aceeași poveste de epocă victoriană. De asemenea, gândiți-vă, pornind de la acest moodboard, la spațiul potrivit pentru acest tip de eveniment. Ar mai merge o petrecere în aer liber? Clar nu. Toate aceste imagini și aceste elemente ne duc cu gândul la o sală de bal, de exemplu. Accentele de auriu, la fel le putem folosi fix ca accente în invitații, în vasele florilor, dacă nu e prea mult și sala nu e deja încărcată, poate. Deci acesta este un exemplu de moodboard fizic. Ce mi se părea mie că îi mai trebuie și că ar fi folositor, ar fi o paletă de culori. Mai departe am mers în Canva și am
introdus eu acele cerculețe. După cum vedeți, culorile sunt foarte drăguțe și merg bine împreună. Puteți face și voi asta, salvând poza pe care o aveți cu colajul, dacă aveți deja un colaj, dacă v-ați făcut, să zicem, un mood board fizic, puteți să o salvați și să o introduceți în încărcări pe canvas, după care vă adăugați aceste bulinuțe cu culorile potrivite, cu paleta de culori. Și deja se îmbunătățește. Am cam terminat povestea moodboard-ului. Sper mult să vă fie de folos și să vă ajute să creați propriile moodboard-uri frumoase. Cred că e o activitate ce are doar efecte pozitive. E un timp folosit minunat pentru voi și evenimentul vostru și, așa cum ziceam, îl puteți trimite cu ușurință furnizorilor, lucru ce vă va ușura treaba atât vouă cât și lor. Sper tare mult că v-a plăcut, sperăm că v-a plăcut și vă mulțumim că ați urmărit. Pozele pur și simplu le luați din încărcări cu drag and drop și le poziționați unde vreți voi un colaj. Deci așa am realizat acest colaj online, care mă va ajuta foarte mult pentru a-mi descrie atmosfera și stilul nunții. Deci va fi reprezentativ și îl pot trimite oricărui furnizor, fie el de fotografii, de video sau orice alt furnizor și va vedea exact despre ce va fi vorba în evenimentul meu. Nu uitați că puteți să vă faceți și mood board fizic, adică pe un tablou sau pe un bord din acela din plută, puteți să aplicați imagini scoase la imprimantă, diverse țesături, texturi, hârtie colorată, astfel încât să vedeți cromatica, tot felul de materiale. Și în felul ăsta vedeți dacă ele merg bine împreună. E o activitate foarte plăcută și relaxantă. Așa că merită să faceți chiar dacă o faceți unul online. Eu am găsit aici un mood board fizic pe brides.com și mi s-a părut foarte interesant. Adică, după cum vedeți, sunt imagini printate, dar și diverse alte elemente, ce-i zice că n-au legătură între ele, dar la oaltă dau foarte bine. Adică observați și voi stilul rochiei, cu acele volănașe care ne duc cu gândul la stilul victorian și cât de bine funcționează asocierea modelului de rochie cu scrisul, cu auriul, par din aceeași poveste de epocă victoriană. De asemenea, gândiți-vă, pornind de la acest mood board, la spațiul potrivit pentru acest tip de eveniment. Ar mai merge o petrecere în aer liber? Clar nu. Aceste imagini și aceste elemente ne duc cu gândul la o sală de bal, de exemplu. Accentele de auriu, la fel, le putem folosi fix ca accente în invitații, în vasele florilor, dacă nu e prea mult și sala nu e deja încărcată, poate. Deci acesta este un exemplu de mood board fizic. Ce mi se părea mie că îi mai trebuie și că ar fi folositor ar fi o paletă de culori. Mai departe am mers în canvas și am introdus eu acele cerculețe. După cum vedeți, culorile sunt foarte drăguțe și merg bine împreună. Puteți face și voi asta, salvând poza pe care o aveți cu colajul, dacă aveți deja un colaj, dacă v-ați făcut, să zicem, un mood board fizic, puteți să o salvați și să o introduceți în încărcări pe canvas, după care vă adăugați aceste bulinuțe cu culorile potrivite, cu paleta de culori. Și deja se îmbunătățește. Am cam terminat povestea mood board-ului. Sper mult să vă fie de folos și să vă ajute să creați propriile moodboard-uri frumoase.
Cred că e o activitate ce are doar efecte pozitive, e un timp folosit minunat pentru voi și evenimentul vostru și, așa cum ziceam, îl puteți trimite cu ușurință furnizorilor, lucru ce vă va ușura treaba atât vouă cât și lor. Sper tare mult că v-a plăcut, sperăm că v-a plăcut și vă mulțumim că ați urmărit.